Vreau să te mai întreb ceva. Le-ai dat, că nu mai știu acum, n-am mai urmărit, le-ai dat vestea aia mare suporterilor steliști, de ziceai că le dai... Păi cum? Cum? Executarea silită a Clubului Sportiv al Armatei? Cum? N-ați văzut hârtiile, am făcut al altieri live, miercuri, am scos hârtia de executare silită a Clubului Sportiv al Armatei, a ne pune la dispoziție pentru interes public toate documentele care le-am cerut noi. Adică, tranzacția între CSA la momentul 98 și Asociația Fotbal Club Steaua București a domnului Paunescu, trebuie să le pună la dispoziție și este păcat să nu le pună la dispoziție pentru că executorul trebuie să pună în practică exact ceea ce noi am câștigat, să pună la dispoziție actele pentru interes public. După care trebuie să ne pună modul de organizare și cum s-a întâmplat tranzacția între Gigi Becali și Păunescu, pentru că și dânsi atunci aveau 35% din acțiuni, și să lămurim toate aspectele și să nu mai existe dubii că noi am primit acte. Nu, le-am demonstrat că nu am primit niciun act. Am primit o hârtie în care ne-a trimis domnul Talpan, ne-a trimis pe la monitorul oficial, ne-a trimis pe nu știu pe unde, că nu există acte, l-a făcut mincinos pe domnul Dâmpu, ceea ce noi am demonstrat acum că nu a mințit domnul Dâncu, că n-a pus actele la dispoziție și că domnul Florin Talpan a mințit. Noi am obținut această executare pe 26, acum a patra, acum două zile, miercuri de fapt, am obținut acea executare silită, așteptăm să se pună în executare.